Fă, Doamne, ca stăruind în această rugăciune, lumina Ta cerească să mă acopere și să mă învrednicească de faptele Tale minunate. Am toată încrederea în Tine și știu că tot ce mi-e dat să trăiesc vine din voia Ta, fie că e spre bucurie sau spre încercare sau spre îndreptarea vieții sau spre întărirea credinței mele. Tu le urânduiești pe toate înspre folosul meu și încrederea mea în Tine este absolută. Și de aceea deschid acum, Doamne, ochii și inima mea în fața miracolelor Tale nebănuite și aducătoare de bine. Învrednicește-mă să pot primi și lăuda faptele Tale vindecătoare, iubirea Ta liniștitoare și toate soluțiile și rezolvările situațiilor ce mie îmi par imposibile, dar ce sunt în deplină puterea Ta. Dă, Doamne, ca faptele și vorbele mele să grăiască slava minunilor Tale, căci mi-ai ascultat ruga, mi-ai îndeplinit dorința și m-ai învrednicit să primesc roua cea dulce pe care o dai celor aleși de Tine. Și iată-mă acum, cu pace în suflet și cu încredere în toate cele bune ce vin de la Tine. Nu mă feri de minunile Tale și fă-mă parte voii Tale cerești. Dă-mi cuget drept și inimă deschisă în fața tuturor frumuseților cu care mă binecuvântezi, căci cred cu tărie și cu toată ființa mea în miracolul iubirii Tale. Amin. Dumnezeul meu, Cel care mă păzești și veghezi neobosit la liniștea mea și a familiei, Cel care nu numeri păcatele mele și nu lași neîmplinite dorințele mele, îți mulțumesc pentru că ai făcut și astăzi zi după noapte. Îți mulțumesc că mi te arăți în toate cele frumoase și minunate din jurul meu. Și îți mulțumesc pentru că mi-ai dat putere de a mă arăta și astăzi în fața Ta. Cât de mulțumit și cât de împăcat sunt, Doamne, căci știu că Tu răsplătești pe cei ce Te cinstesc. Lăudat fie Domnul, Dumnezeul meu. Amin. Fă, Doamne, ca stăruind în această rugăciune, lumina Ta cerească să mă acopere și să mă învrednicească de faptele Tale minunate. Am toată încrederea în Tine și știu că tot ce mi-e dat să trăiesc vine din voia Ta, fie că e spre bucurie sau spre încercare sau spre îndreptarea vieții sau spre întărirea credinței mele. Tu le urânduiești pe toate înspre folosul meu și încrederea mea în Tine este absolută. Și de aceea deschid acum, Doamne, ochii și inima mea în fața miracolelor Tale nebănuite și aducătoare de bine. Învrednicește-mă să pot primi și lăuda faptele Tale vindecătoare, iubirea Ta liniștitoare și toate soluțiile și rezolvările situațiilor ce mie îmi par imposibile, dar ce sunt în deplină puterea Ta.
Dă, Doamne, ca faptele și vorbele mele să grăiască slava minunilor tale, căci mi-ai ascultat ruga, mi-ai îndeplinit dorința și m-ai învrednicit să primesc roa cea dulce pe care o dai celor aleși de tine. Și iată-mă acum, cu pace în suflet și cu încredere în toate cele bune ce vin de la tine. Nu mă feri de minunile tale și fă-mă parte voii tale cerești. Dă-mi cuget drept și inimă deschisă în fața tuturor frumuseților cu care mă binecuvântezi, căci cred cu tărie și cu toată ființa mea în miracolul iubirii tale. Amin. Liniștește-mi, prea bunule, valurile sufletului atunci când mă găsesc cu mintea tulburată și cu inima întristată. Dă-mi putere să îmi înving teama ce uneori mă apasă și alungă-mi grijile ce fără rost mă împietresc și îmi irosesc timpul ținându-mă în loc sau abătându-mă de la drumul tău. Dă-mi să primesc cu pace sufletească tot ceea ce viața îmi va aduce și învrednicește-mă să îmi petrec zilele cu inimă întărită în sfânta credința ta. Oricare vor fi experiențele prin care voi trece sau veștile pe care le voi primi, dă-mi, Doamne, să nu uit că peste toate este voia ta și că în toate faptele și cuvintele tu îmi ești alături, călăuzindu-mă și sprijinindu-mă. Nu mă lăsa să mă cufund în temeri și să mă cutremur de gânduri și vise tulburătoare, fie că au venit peste mine din partea unui apropiat sau a unui neam sau a oamenilor din jurul meu sau printr-o situație profesională sau din cauza banilor sau a unei boli sau a persoanei pe care o iubesc. Alungă-mi tu acum, Sfinte Doamne, toate mâhnirile și răcorește-mi sufletul cu roa cea dulce a harului tău. Și nu lăsa, Doamne, ca din cauza neliniștii mele să ajung pe mâna doctorilor sau să primesc felurite tratamente, ci vindecă-mă tu cu neobosita iubirea ta și binecuvântează-mă ca să mă pot bucura de toate cele bune ce au să fie, cu gând bun și încrezător, răbdând, iertând, iubind și nădăjduind în tine, căci tu îmi ești acoperământ în vremurile grele și pe tine te caut, să mă liniștești și să mă ocrotești și să mă luminezi și să mă smerești și să mă întărești și să mă îndemni spre calea bunăstării și a fericirii. Doamne Dumnezeul nostru, mult milostive și mult îndurate Părinte, Cel ce cu voia ta ne-ai binecuvântat să avem această familie, ca să trăim și să ne bucurăm în ea după sfânta porunca ta. Dă-ne, Doamne, a viețui în taina și în mângâierea cuvintelor tale. Dă-ne putere pentru a izbândi în cele lumești, dar dă-ne și smerenie pentru a cunoaște frica de tine, căci fericiți sunt cei ce se tem de Dumnezeu
și veșnică va fi moștenirea lor pe pământ. Păzește, prea bunule stăpâne, familia noastră de dușmani. Binecuvântează casa noastră și întărește-ne pe noi și tot neamul nostru, ca să putem lucra întru cele sfinte și stărui întru credință. Dă-le, Doamne, copiilor și celor mai tineri din familia noastră minte dreaptă și inima ascultătoare, ca să le meargă bine și ca să aibă zile multe și fericite pe pământ. Dă-ne să îndrăgim mai presus de orice cuvântul Tău. Dă-ne să trăim în pace și în înțelegere și să iubim și să sfințim neprihănia, ca să poată domni în casa noastră liniștea și bunăstarea și ca să ne putem păstra veșnic în fața Ta numele curat. Ține departe, Sfinte Duh, averea noastră, câtă o fie, de foc, de apă și de oamenii răufăcători, căci tot ce am dobândit pe lumea asta, de la Tine am primit și cu binecuvântarea Ta am agonisit. Și de aceea Te rugăm să ne aperi și necontenit să ne păzești cu sfânta și nebiruita puterea Ta. Iar de vei vrea să ne trimiți necazuri pentru a ne întări sufletul sau îndrepta mintea, dă-ne răbdare și putere ca să găsim smerenie în fața pedepsei Tale și ca să-Ți putem urma cu credință calea. Și fii lângă noi, atât în cele bune, cât și în cele grele, astfel încât negreșit să Te putem afla și slăvi. Dumnezeule, Cel ce cântărești toate faptele, gândurile și simțirile, scăparea celui asuprit, mângâierea celui necăjit și ajutorul celui încercat, călăuzește-mă și învrednicește-mă astăzi ca să pot duce ziua cu inimă curată, cuget bun și credință neprefăcută. Și amintește-mi cât de mare este bunătatea Ta și cât de mult mă iubești. Mărire Ție, Doamne, acum și pururea și în vecii vecilor, căci Tu ești adăpostul celor ce aleargă la Tine. Amin. Sfinte Dumnezeul meu, Cel ce pe toate le stăpânești și cu voia Ta le împlinești, Cel ce ai dat pe Fiul Tău pentru a chema la mântuire toți păcătoși și ne-ai luminat cu cuvântul Tău, alungă, Doamne, viforul necazurilor ce se ridică asupra mea și apele tulburi ce îmi inundă sufletul, căci în Tine este toată nădejdea mea. Tu cunoști prea bine pricina tuturor relelor ce mă bântuie și de aceea la Tine cad și Te rog să depărtezi cu puterea Sfintei Tale cruci orice primejdie aducătoare de pierzare și să mă ajuți să biruiesc în fața tuturor necazurilor ce mă învăluie. Știu, Doamne, că uneori am greșit în fața Ta și am gândit și făcut cele neplăcute Ție, dar nu m-am închinat de fel la Dumnezeu străin, iar de aceea mă încred în marea mila Ta să mă ierți
de toate cele știute și neștiute și să nu te depărtezi de mine în aceste clipe de grea încercare. Spulbere tu norii negri ce s-au îngrămădit asupra mea și nu lăsa să mă întristez din pricina lor. Îngrijește de soarta mea și a celor dragi mie și scapă-mă de primejdii ca să te pot slăvi și mări cu sănătate și bucurie. Iar de va fi voia ta să port suferința pentru a-mi întări sufletul și îndrepta mintea, atunci dă-mi putere, Doamne, să nu alunec în mânie și să îngân împotriva ta, căci tu ești întărirea și scăparea și izbăvirea mea, Doamne, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, cel legat de păcate multe. Fii milostiv cu mine, Doamne, și cercetează-mi sufletul și mintea și limpezește-le Tu, ca să nu sfârșesc astăzi în păcat. Nu mă lăsa să fiu bucurie demonului, ci ține-mă tare să pot scăpa de ispitele și patimile ce mă pândesc. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, cel legat de păcate multe. Abate inima mea de la deșartele laude ale lingușirii omenești, ca să mă leapăd de greșalele mele și să mă căiesc de fără de legile mele. Luminează-mi ochii înțelegerii și pune-mă să umblu pe urma poruncilor tale, ca fără de prihană să-mi săvârșesc ziua. Căci Tu ai zis, Doamne, cel care cere va primi, căci pe cel ce vine la mine nu-l voi întoarce. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, cel legat de păcate multe. Încă din tinerețile mele și din pântecele maicii mele, spre Tine am năzuit, Doamne, și năzuiesc încă să mă numeri împreună cu turma cea aleasă a celor ce din veac au plăcut Ție și au răspândit cuvântul Tău. Căci Tu ești Dumnezeul, iar eu sunt robul Tău, și slavă îți înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Sfinte, Cel ce Te-ai arătat nouă și Cel ce binecuvântezi pe cei ce se roagă Ție, pleacă, prea bunule, astăzi urechea la ruga mea, căci cu încredere neclintită caut către Tine și îți cer îndrumare și mângâiere. Stropește-mi, Sfinte Hristoase, sărmana inimă cu roua cea dulce și plină de viață a harului Tău. Dă-mi, Doamne, astăzi putere și credință ca să pot face voia Ta și fii alături de mine în toate câte mă încearcă.
eliberează-mă de toată îndoiala și neîndrăzneala și luminează-mi mintea și gândul ca să mă pot bucura de darul vieții și de această zi în care m-ai învrednicit să ajung. Stropește-mi, Sfinte Hristoase, sărmana inimă, cu roua cea dulce și plină de viață a harului Tău. Dă-mi cuget bun, cuvință și aducere aminte, curățenie sufletească și ascultare. Dă-mi înțelegere și răbdare, voință biruitoare, dar și blândețe. Ferește-mă de ispite, de oameni vicleni, de focul patimilor trupești și de slăbiciunile sufletului. În fața tuturor primejdilor ce mă pândesc, stropește-mi, Sfinte Hristoase, sărmana inimă, cu roua cea dulce și plină de viață a harului Tău. Și nu mă lipsi astăzi, Doamne, de bogăția arătată de Tine celor ce bine fac înaintea Ta, ci cu iubirea Ta înconjoară-mă și ajută-mă să răzbat în fața tuturor greutăților într-o sfânt numele Tău. Și izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea ca să pot vedea cu ochi noi și curați frumusețea lucrării Tale pământești și să mă pot bucura de tot ceea ce Tu îmi dăruiești, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și anume această carte, care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața, este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!